Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Volkswagen Passat B5, da? 2000-2001, varianta casetă. Tineretul de astăzi nu mai știe ce e asta, casetă, da? Hai că vă arăt. De ce? Pentru că aici am introdus inclusiv o casetă din asta cu fir, ca să pot să pun un pic un YouTube sau un orice altceva. Problema este în felul următor aici. Avem mare, mare problemă cu difuzoarele. Acest proiect este valabil pentru tot ce este Passat 98, 2004, 2005, de inclusiv și pentru 2005, 2010, 11, deci pentru fiecare B5, B6, B7, B8, deci pot să fac această schimbare. Acum ce voi face, nu vă voi arăta că ce difuzoare implementez, pentru că se pare că mulți sunt a toți știutorii, dar acum vreau să vă fac un secret și să vedeți ce difuzoare voi pune aici, dacă le puteți identifica, da? Dar iată, problema care o avem acum este în felul următor, da? Deci nu sună numai în altele, deci nu sună absolut deloc basul. Este o problemă tipică la tot ceea ce înseamnă partea Volkswagen, da? Pentru că se strică difuzorul de jos, rămâne în contact doar difuzorul de sus, da? Exact și aici. Nu cântă, și aici în spate cântă doar cel de sus, da? Și aici vom schimba acum un set de difuzoare. Vom pune un alt set de difuzoare. Vă voi face o comparație, dar nu prea am cu ce, pentru că speram măcar să meargă practic un difuzor, da? Dar din păcate nu merge, așa că măcar veți auzi finalul, care este cu un difuzor deja funcțional, și vă voi prezenta partea a doua când este cu ambele funcționale. Și măcar putem să ne jucăm un pic în comentarii, dacă vreți, și să dați o părere că ce difuzoare pot să fie care sună în acest fel, hal sau în acest stil de sunet, ok? Deci iată, aici nu merg numai în altele. Patru uși, patru în alte, da? Ia să încerc să trâng, dacă dau un pic în ușa asta, deja cântă un pic, pentru că difuzorul fiind rănit, nu are contact. Când se mișcă un pic difuzorul, îi revine contactul și atunci deja este funcțional. Ok? Bun, hai să demolăm uși, să schimbăm o parte, să auzim o parte, după aia să auzim a doua și să facem în final o variantă finală. Ei, nu vă arăt că ce difuzor pun, expre, pentru ca să fie un pic secret, da? Dar totuși vă arăt care e problema difuzoarelor Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Jetta, Corrado și eu, practic orice variantă de Volkswagen, da? Care are difuzorul de 16 jumate, care are difuzorul de 20 la B7, B8, difuzorul de 18, practic, eu pun de obicei cele de 20, da? Și hai să vă arăt câteva idei și câteva inele. Deci, practic, distanțierele mai pro sunt astea, cele de MDF, care noi le dăm jos. Întotdeauna am văzut că trebuie niște distanțiere, că în cazul în care scoți difuzorul original, iată, necesită această distanță de reținut dacă vrei să dai jos geamul de față, da? Deci asta e prima șmecherie. A doua, tot așa zis, tehnică de montaj, este când vrei să pui un difuzor, dacă vrei, de 18, da? Poți să pui unul puțin mai mare. Sau un difuzor de 20 cu spate mai slim. Iată, aici avem inelul de 20, da? El, ca să fac o diferență, să vedeți că este mai mic, uite, îl trag la linie. Ăsta este mai mic inelul, da? Și atunci el ar fi inelul de 20, care... Și așa difuzor am pus, practic eu, aici, cu mare indulgență de-a mea, adică cu mare calculații, da? Ca să pot să pun să fie fața de ușă pusă sus, să nu rănească absolut de nici geamul, nici fața de ușă, nici nimica. Și tot a devenit super perfect, da? Ăsta este distanțierul tradițional, care este de utilizat pentru schimbarea difuzoarelor, doar că nu vine așa. Și această buză care o vedeți aici, practic ea o are pe interior și pe exterior, practic îți dă o altă buză. El se montează cam așa, în acest fel. Mai sunt inelele
care sunt pentru Golf 5, Skoda Octavia 2, da? Care se pun tot așa pentru difuzor de 16, sau tot așa variantă se poate utiliza cele de 20, depinde ce instalator ești, cât îți duce mâna, capul, mintea și ochiometria, să zic așa, ok? Bun, acum eliminăm difuzor, Twitter OM, da? Pentru că ăsta e praf, praf, nici nu mai mișcă, fii atent. Practic e înțepenit acolo de numai. De asta nici nu mai avem nevoie, deci sunt niște puroaie, să zic așa românește. Așa, iată și magnetul din spate, practic, dacă eu îl mișc, iată că iese afară. De ce acest fenomen? Pentru că în cazul în care tot trântiți, acum să mă ierte, dar mai ales doamnele, când dă cu ușile, mai ales alea de dreapta, 90% întâlnesc foarte multe difuzoare de dreapta rănite, ceea ce înseamnă că acest magnet este picat afară, da? Și odată picat afară, se miră omul, domnule, nu mai cântă difuzorul, pe bune? Și când îi culeg magnetul din interior, zic, zi la cine stă pe dreapta de obicei, se închide mai finuț ușa, pentru că în cazul în care închizi o ușă și difuzorul are o reacție, dacă închizi tare, mișcă mult afară. Da, acel magnet este practic, iată, inclusiv și nituit și dacă e picat afară, vă dați seama la câte închideri și deschideri destul de agresive a participat practic acest difuzor, da? Pe lângă că a fost și încălzit și a fost solicitat și a fost cântat destul de mult. Eu zic că fiind din 2000 și suntem în 2020, a cântat destul, exact cât i-a trebuit. Acum se vine un alt sistem, da? Și să vedem eventual care va fi comportamentul noului intrus, ok? Rămâneți cu noi și veți vedea finalul, dar fără să vă arăt că ce pun și nici nu vă zic nici până la capăt, doar ascultați, mai ales că aici este o singură negativitate mică, că avem castofon de fabrică, aparat cu casetă, sincer, mai rar. Și titularul este tinerel, 20-21, mă mir că nu vrea să schimbe originalitatea sau să punem acolo puțin altceva, că și în acest caz, unde avem partea de penar jos și avem climatronicul sus, se poate să vă dau o ramă care să mut climatronicul jos și să am dublu, să am locație de două castofoane și pot să pun o navigație 2D frumos acolo. Dar astea sunt alte și alte detalii, ok? Hai să te ejectez afară și să pun noul produs. Ei, hai să vedem prima sonorizare care este făcută pe partea ușă stânga față. Deci primele sunete care vrem să le auzim. Puțin trist că în cazul în care utilizez o casetă și nu utilizez practic un USB pe un sistem original de casetofon, nu radio CD, nu radio USB, ci radio casetă, da? Este problema aceasta că ai un zgomot de fond practic în fondul sunetului, da? Așa, acum repet, pe acest player pot să pun inclusiv și USB, mai pot să-i adaug un sistem de radiotelefonie USB audio, Bluetooth audio și inclusiv auxiliar pe acest sistem fără niciun zgomot de fond. Ok, hai să vedem un pic ce am făcut cu primul difuzor instalat, da? Ia-i dăm drumul la o melodie, ok? Play. Deci deja acolo este destul de agresivă situația. Ia să facem un pic aici de diferență. Iată ce se auzea în spate, numai țâc, țâc, țâc. Bineînțeles că, de exemplu, aceste diferențe le veți auzi în totalitate doar când veți asculta soluția cu căști. Dacă nu ascultați cu căști acest tutorial, nu veți putea ști despre ce este vorba, da? Și acum tot caut variante de melodii care să fie puțin mai acceptate pe partea de YouTube, da? Pentru că nu toate le acceptă și dacă îmi taie, de exemplu, secvența de muzică din acea parte, degeaba stau și explic și dau din mâini, că nu veți auzi absolut deloc nimic, da? Deci am încercat să fac și balans între dreapta, dar dreapta este moartă în totalitate, da? Iată, dacă mă duc pe stânga, deja este total diferență. Doar că în altele astea sună atât de urât, care vin și din spate, cele originale, deci te scoate din mașină, practic. Deci
nu știu, mie nu-mi place, i-am dat și aici a pus mai încet, că dacă le dau, se agresează inclusiv și ale mele. Dar întotdeauna vă zic că playerul este cântărețul. Deci dacă schimb cântărețul, total se modifică inclusiv și ceea ce este muzica în mașină, da? Iată, deci tweeterul de spate, deci că numai suflă foarte tare, da? Uai, casetă! Hai că lasă acum numai pe cel de față. Ascultă cu cască, deja sună exact cum trebuie. Și repet, asta e pe partea de casetă. Dacă îi pun un player cu un 320 de kg un USB, deci nici nu se poate compara ceea ce poate să facă practic acest sistem și ce potențial poate să aibă, ok? Acum la o zim un pic mai șchiop, adică doar o parte. Hai să implementăm și partea a doua și după care să le auzim în stereo să vedem câtă capabilitate are și cât sunet am reușit să scoatem doar pe partea de față. Deja presimt că un pic încerc să vorbesc prea tare ca să fiu depășit, da? Așa. Hai să încercăm să schimb tot așa o melodie. Ia să vedem. Fiecare notă este diferită. Ia să-i dau un pic, să derulez un pic. Mi-e greu un pic, pentru că un pic simt că mă bâlbâie în acest clip, pentru că avem playerul ăsta de care depindem, care are zgomot de fond, care este un player care îl folosea bunicii, dar, repet, titularul nu vrea să-l părăsească afară din bord, să-l scoată afară, să-l arunce și atunci, cum să zic, n-am inteligență cu care să îi dau un pic mai mult potențial, pentru că difuzoarele care le-am implementat au potențial, au claritate, au forță, au tot ce vrei, da? Și așa sună ok. Deci, repet, uite, deja cu una urlu aproape, au potențial, e ok, că e bine reglat, da? Ia sună. Vedem o altă secvență. Asta fiind un DJ din ăsta. Așa. El va rula această secvență destul de mult. Da, e ok. Bun, hai să trecem și să demolăm partea dreaptă, să implementăm și să auzim un pic în stereo cum se comportă sistemul. Eu până aici sunt foarte mulțumit, deci mai ales că cu acest player am reușit să scot atâta sunet, deja pot să zic că sunt destul de încântat. Pentru că este diferență cer și pământ. Uite-te dacă îi dau încă o dată acum la spate, să vezi ce urât face Twitter-ul din spate, ascultă. Odată că e urât, odată că e metalic, odată că e susuit, e groaznic. Așa. Iar pe al nostru mai putem calma în cazul în care vrem. Bun. Să implementăm și partea dreaptă de difuzor. Hai să vedem unde am rămas noi, da? Deci, practic, partea stângă, da? Și acum o să aducem și partea dreaptă în funcțiune. Opa, ce am putut face? Am apăsat pe revers de la casetă, da? Așa. Bun. Și acum mai dăm iară balans, da? Iată, am adus și partea dreaptă în funcțiune. Sună foarte bine și are și potențial acum. Deci chiar e ceea ce trebuie. Asta dacă ascult cu căști, o să dai seama aproximativ despre ce am tot vorbit acum aici. Deci deja urlu și chiar nu-i dau blană gravă ca să poată fie puțin ascultată muzica. Ca să ne aducem un pic aminte ce era când a venit, da? Era cam chestia asta de spate, ce suna și tot așa partea de față.
Iată acum cum venim în front, da? Iată ce frumos se completează. Numai problema e că dacă las și spatele să funcționeze, strică foarte mult penalte. Pentru că ale noastre sună mult mai bine și mult mai echilibrat. Sunt foarte bine și polarizate, deci nu avem pierdere de bas absolut deloc. Deci totul este exact cum trebuie, da? Deci, în cazul în care doriți să îmbunătățiți puțin sistemul audio al dumneavoastră, este foarte simplu. Ne căutați prin www.soundidentity.ro, da? Deja începe să fie funcțional practic site-ul, să găsiți foarte multe produse. Tot încet, încet, încet le vom implementa și produsele, deci nu sunt încă toate existente, dar sperăm că de curs de o lună, două, să fie tot pus pe partea de site. După care ne găsiți foarte mult pe Facebook, Sound Vancea sau Sound Identity Hifi Oradea și ne mai găsiți pe canalul nostru de YouTube, Sound Identity, unde dacă intri, te abonezi și intri în playlist-uri, apeși pe playlist-uri create, poți să selectezi Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen sau sisteme audio chiar, dacă primele 10 sunt diverse, CarPlay, sisteme audio, încălziri în scaune, porniri din telefon, telecomandă și multe altele, ok? Asta îl găsim la sisteme audio și o să-l găsim în partea de Volkswagen, ok? Hai că-s curios la urmă, dacă cineva și-ar dea seama aceste difuzoare am folosit aici. Astea nu le-am mai folosit încă, deci de aia vreau să vă întreb. Nici n-am să le utilizez, pentru că eu am o specialitate acasă, dar uite, sunt destul de impresionat și de această variantă care chiar sună bine și de 10 ori repet, casetă, 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 casetă. Dacă melodia s-o pui pe un USB de 320 de kg sau ceva, sună demențial de bine. Ok, eu vă mulțumesc că ați vizionat acest clip. Eu sunt Sandu. Lăsați în comentarii să văd cine și-ar da seama ce sistem de difuzoare sunt la categoria asta de până în 450 de lei, da? Care sunt foarte bune. Bye, bye! La revedere!